Aici avem masculii de la lotul de zbor. De exemplu, le-am dat acum, înainte le-am dat mâncare. Pe mâncare le-am pus Morgold cu Bioflorum, probioticul, Krautermix și Vitamineral. Au mâncat bine băieții. Acum am venit cu minerale, semințe mici și Vitamineral împreună cu semințe pus peste. Asta un fel de supliment peste și să mă asigur că dau gritul zilnic proaspăt. Încă n-am împerecheat, masculii și femeile au stat de ieri până astăzi împreună închiși în boxă. Nu ne-am dat mâncare nici aseară, nici azi dimineață și acum, după masă, ne-am dat prima masă. Am făcut treaba asta să mai resetez un pic, să nu... Pentru că dau mâncare bună, femeile pot să ia razna și să împerecheze între ele și nu-mi doresc treaba asta să învețe să împerecheze. Și atunci îi las așa să se mai vadă peste noapte, până a doua zi. Azi am stat mai mult pentru că am avut la biserică o conferință și a durat până după 12 ceva și până am venit, până un alta se făcură după masă. În apă încă primesc acum celălalt Herba Mix, Entero. Am mers câteva zile cu Broncho, acum primesc Entero. Probabil că o să mai fac încă o cură de Avimicin de 5-6 zile, poate chiar 10, vedem. Dar cam asta e situația. Un pic masculii sunt supărați că le-am luat femelele, dar de mâncat au mâncat bine. Iar acum pot să aibă în față gritul proaspăt, Vitamineral cu semințe mici. Deci pot să mai mănânce până diseară cum vor. Mâine intrăm iar în programul normal de zbor. De săptămâna viitoare începem antrenamentele scurte, de 10, 15, 20 de kilometri. Facem mai multe săptămâna viitoare, ca începând cu aprilie deja să mergem la 50, 60, probabil mai multe de 30, după aia de 50, 60, ca să apucăm să facem măcar 1, 2, poate 200 de kilometri, vedem. Multă bucurie, domnilor, și să ne auzim cu bine.